Hai, bună dimineața, dragi balaurului, ziua 2 de plaje în Antalya, da, din păcate avem și muzică, nu avem ce face, așa, da, muzică în stânga, muzică în dreapta, da, priviți, iarăși castelul, na, nisipul este fin, roșu, da, da, se întinde această plajă din Side foarte, foarte mult, da, priviți, da, priviți. Priviți marea, priviți apa, superbă, da, zonă de ambarcațiuni, da, priviți cum se vede apa și mă văd și eu, da, super, Marea Mediterană, 2024, cum să zicem, naufragiat pe malul apei, da, am așa ceva, da, da, uitați, mare, cât vezi loc, da, super, da, am așa ceva, auzim în jurul nostru limba rusă, limba germană, limba turcă mai puțin. Am așa ce avem noi aici. Aici a fost un castel de nisip, ceva scoici ca la Marea Neagră, ceva pietre ca în Grecia. Da. O combinație între pietricelele grecești, nisipul de la Bulgar, da, și apa mult mai sărată decât Marea Neagră, da. Iar aici avem niște apă este tot așa, dar foarte caldă. Da, alte castele de nisip care au fost dărâmate, la fel cum a fost dărâmat și Imperiul Otoman în trecut. Doar aici suntem pe suprafața Imperiului Otoman, unde se întindea odată Imperiul Otoman, doar Turcia este urmașa Imperiului Otoman, uitați, o colectăm, o luăm și o facem, o spălăm. O spălăm în apa plină de salinitate a Mării Mediterane. Da. Superb! Superb la Mediterană. Da. Apa potrivită, după cum vă spuneam. Intrarea lină în apă. Da. Da, priviți. Ce-ți dorești mai mult? Apă și relaxare. Iar acest hotel castel este impresionant ca și construcție. Da. Singurul lucru care este relativ deranjant este faptul
că umiditatea este foarte, foarte ridicată. Astăzi se anunță în jur la 39 de grade. Sunt deja 32 acum, în acest moment, și pe lângă aceasta umiditatea va fi între 80 și 90. Zi plăcută!